Da, de departe, cea mai tristă seară. Ne-am dorit enorm de mult, măcar să câștigăm ultimele două meciuri, să spălăm rușinea neintrării în play-off. Din păcate, am făcut un meci bun prima repriză, după aceea s-a întâmplat asta în nenorocire, să pierdem. Da. Acum trebuie să ridicăm campul din pământ, să mergem mai departe, să câștigăm meciul ce a mai rămas. Ce s-a întâmplat în repriza a doua? Am încercat să jucăm mai mult în atac, am încercat să câștigăm pentru că asta era singura noastră șansă să mergem aici să câștigăm meciul. Ne-au prins pe două contraatacuri, două greșeli și ne-au bătut. Ce ai simțit în minutul 90 când s-a pus capăt acestui joc? Cea mai mare durere pe care am simțit-o de când sunt aici, în ăștia 5 ani de zile, am simțit că am dezamăgit pe toată lumea. Sunt mulți suporteri care au venit după noi și nu am reușit să ne ridicăm la nivelul lor. Ce transmiți fanilor Stelei? Îmi pare rău pentru tot parcursul nostru în acest an. Din păcate nu ne-am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Ei au fost lângă noi non-stop, deplasări lungi de 10, 11, 12 ore. Meritau mult mai mult decât am arătat noi și sunt sigur că ei vor fi alături de Steaua în continuare. Ne pare rău că am adus clubul Steaua în acest impas, să spun, al rezultatelor. Nu prindem play-off-ul, ceea ce la noi n-ar fi trebuit să fie un obiectiv, trebuia să vină de la sine. Suntem conștienți că de acum încolo o să jucăm în play-out și ne pregătim pentru meciurile ce urmează. A fost prea mare presiunea pe voi în această primăvară? Nu neapărat. Eu nu cred că play-off-ul s-a pierdut în astea ultimele două meciuri, trei câte au mai fost. Cred că s-a pierdut pe parcurs, am pierdut puncte valoroase cu echipe din josul clasamentului și, din păcate, am ajuns să suferim și să trăim aceste clipe și momente grele. Ce ați discutat cu suporterii la finalul jocului? În mare parte eu înțeleg, e normal să fii supărat când știi că reprezinți Steaua, cel mai mare brand din România, au avut cu totul și cu totul dreptate, dar nu avem ce să facem, trebuie să ținem capul sus și să jucăm meciurile pe care le avem, să o facem foarte bine și cât de cât să o mai scoatem puțin la capăt.